bine port prezervativ. Am un prieten, are o mașină puțin mai nașpa. Mai nașpa în sensul care a vrut să se ducă cu mașina asta la curve și curvele i-au zis: auzi, dar nu vrei tu să ne futem un autobuz? Și niciodată nu prea am știut cum să accept un refuz de la femei când o tipă îmi zicea: Vlad, îmi ești ca un frate. Vă dați seama că eu după asta încă mai aveam speranță, nu? Da, la modul, da, sunt ca un frate, dacă eram din Vaslui, puteam să fiu și taică-tu. Și na, vara asta m-am angajat la un call center, că na, unde să te și angajezi după ce termina SEU? Ce râd ăștia de la Politehnică, mâncam ea spune. Și când m-am angajat acolo, tipa de la interviu m-a întrebat: dar tu de ce vrei să lucrezi la call center? Am stat și m-am gândit, de foame, femeie. Stăteam liniștit acasă și m-a preznit foametea. De ce căcat ar vrea cineva să lucreze? Vrei să te mint, să-ți bag darea motivaționale? Dar tu de ce vrei să lucrezi la call center? Încă de mic mă grăbeam să ridic receptorul din furcă. Și după aia, ce să început să mai povestesc, am avut o ceartă cu fosta prietenă, bine, am avut o ceartă, am luat bloc pe Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube, OLX, Autovic. Am luat bloc și pe guvernul României.ro. Stai, pe ce am mai luat bloc? Am luat bloc și pe numărul de telefon, noroc că în perioada aia lucram la call center. Nu era asta problema, problema era că ne supraveghea managerul și ce trebuia noi să facem la call center, trebuia să sunăm străini, să le vindem Bitcoin în engleză. Și era destul de nașpa, știi, să treacă managerul pe lângă toată lumea, să audă de la toți: hey nigga, wanna buy some Bitcoin? Numai de la mine: Teodora, ești o curvă! Și să zică managerul: Vlad, dacă Teodora nu cumpără Bitcoin, ești concediat? Și să zic: Teodora, a zis managerul că dacă nu cumperi Bitcoin, ești o curvă! În fine, după am găsit cu cine să o înlocuiesc pe Teodora. M-am combinat cu o moldoveancă, era din Buzău. Ce credeți că e destul de grav? Eu credeam că e din orașul Buzău, după am descoperit că e din județul Buzău. Bine, acum sunt și puțin rău, stătea destul de aproape de Buzău. Știți unde stă? Deci, cum ești din Buzău, faci dreapta și mai construiești 5 Buzău până la ea. Gen, tipa asta stătea mai aproape de Brașov decât de Buzău. Gen, tipa asta stătea la 5 Buzău și 3 Brașov jumate. Și când eram cu ea, aveam discuții despre fostele relații și, na, când ai discuții de genul, știi că ai așa o tendință să te compari cu fostul, să intri în competiție cu fostul și destul de nașpa când știi că tu ai făcut-o după o lună și fostul după o săptămână, când știi că tu ai făcut-o după o săptămână și fostul din prima zi. Dar cel mai frumos lucru e când în sfârșit ajungeți la egalitate, că tu ai putut-o azi și fostul ei tot azi. Și na, eu mă așteptam să fie o tipă destul de geloasă și posesivă. Mie îmi plac tipele geloase și posesive, pentru că nu mai au scuze când și eu sunt gelos și posesiv cu ele. Și mă așteptam la modul să-i zic că vreau să ies cu băieții la bere și ea să fie la modul: nu pleci nicăieri, stăm toată ziua în casă și ne futem. Dar ea era la modul, îi ziceam că vreau să ies cu băieții la bere și ea era: decât să ieși cu băieții la bere, nu mai bine îi chem pe băieții acasă la noi și te duci singur la bere. Și na, am și așa un talent la agățat femei. Eram într-o seară în club și trece pe lângă mine o tipă bună. Și îi zic: bună. Îi zic: bună, ce faci, mami? La care ea se supără și îmi zice: mami, să-i zici lui măta, mă. La care mă supăr și eu și zic: eu lui mama mai vorbesc cu dumneavoastră, bă.